Una pe care o cheamă Lorena. Vorbește numai de bine. Nu m-am hărțuit deloc. Nu se leagă tigaia cu folclorul. Cum și-a permis ea să spun la televizor că-s fațarnă? Da. Mai bună dansatoare și prezentatoare. L-a cântat mai puțin. Dar nu mă interesează să fac anchetă. Dar nu mă interesează. L-a umplut de sânge pe ochii țornă ăsta. L-a ninorocit. Nu. E o femeie foarte dificilă. Poate. Eu nu ți-am făcut niciodată niciun rău. Nu am treabă cu tine. Asta e adevărul. Gata. Mi se pare că cea mai falsă când apare la TV este doamna Laura Lavric. Alta este în viața de zi cu zi și alta e când apare la TV, toate sunt roz, toate sunt frumoase, vorbește despre noi, despre generația tânără, la alte persoane vorbește numai de bine. Am auzit și eu, am fost sunată, am fost înștiințată. Asta e părerea mea, nu știu, dacă m-ați întrebat, am spus. Asta e, okay. Să nu vă supărați, doamna Laura. Eu totdeauna îmi place să spun ce am pe suflet și mi s-au... Am spus ce am pe suflet totdeauna. Am spus și când am avut o bucurie și când am avut un necaz. Dar în ultima perioadă așa, cu cine v-ați, nu v-ați certat? V-ați hărțuit așa un pic, dar v-ați ciondănit un pic. Nu m-am hărțuit deloc. La cine te referi? Nu știu. La cei care au spus că am două fețe? Cine a spus că aveți două fețe? Chiar nu știu, da? Doamna Lavric. Serios. Da. Una pe care o cheamă Lorena. Lorena, prietena noastră, v-a spus că aveți prietena voastră, da. Da, bun. Mă rog, e prietena matinalilor și eu, acum, dacă tot m-ai provocat, că am o televiziune, a văzut emisiunea și a vrut să-mi iau interviu. Și am spus, eu n-am ce să discut cu persoana asta, nu ne-am intersectat niciodată într-un spectacol, nu știu de unde îmi cunoaște ei caracterul, eu nu îl cunosc pe ei și nici nu mi-l doresc. Așa, ea cântă ce cântă, eu cânt folclor adevărat de Bucovina. Și cred că am în spate de 55 de ani de cântec și cred că la emisiune, cred că acolo au auzit, când am spus că nu-mi doresc în emisiunea mea să fie persoana cu tare și cu tare. De ce? Pentru că nu se leagă tigaia cu folclorul. Ce vâzeală, ce bătaie, pe oală și o tigaie, că vor toți să cumpere tigaie. M-ai înțeles? Încerc. Da. Eu nu vă înțeleg. Nu. Și cealaltă persoană cine era? Da. Cealaltă persoană? Păi dacă tot acum le spune, hai să le spunem așa. Ați zis că are sunteți directă. Doamna Laura, sunteți directă. Deci, a? Lorena-i cu tigaia, v-a deranjat, nu face folclor autentic. Da, nu. Bun. Și nu trebuia să se supere și să comenteze, că asta nu înseamnă ați dori în emisiunea ta să fie cineva, asta nu înseamnă că vreau să fiu cu cineva sau nu. Și aveți un drept să spuneți acest lucru. Un drept și am, după atâția ani de meserie, cred că pot să-mi hotărăsc cine să vină în emisiunea mea și cine nu. Perfect. Așa, de altfel, poate hotărâ și ea. Categoric, nu? Fiecare atunci pentru ce tot normal, trebuie să spună la televizor? De obicei hotărâm noi, producătorii, redactorii, prezentatorii. Da. Dar cealaltă persoană, acum dacă tot stă la cafeluță... Da, cealaltă persoană, nu știu ce mai zic, că ea... E de la mine, din Bucovina, de acolo. Nu cred așa ceva. Da. Cine ar fi din Bucovina? Să le iau eu la rând sau să ghicesc? Sau ce să... Păi nu știu cine e din Bucovina. Nu știu, Laura Haidău. Da. Laura Haidău? Da, poate fi. Prietena noastră. Da, da. Da, poate fi și ea, că probabil că nu... Ce s-a întâmplat cu Laura? Nu, n-am nimic cu ea, n-am nimic cu ea. Când v-a deranjat Laura? Pentru că Laura are mult bun simț. Da, nu m-a deranjat niciodată, dar să fiu sinceră, așa cum da, sunt sinceră, eu... Da, sinceră. Măi, ea vorbește frumos, era la ansamblu Ciprian Porumbescu, mai bună dansatoare și prezentatoare. L-a cântat mai puțin. Nu vă place cum cântă Laura Haidău? Da, dar n-are cum să-mi placă. Are niște melodii foarte frumoase. Are melodii frumoase, dar la melodii mai trebuie și glas. Cântă istoria, Ștefan. Ștefan e sfânt voievod, vezi din șer al tău norod. Coboară la noi, e drept
Toate atinșeri în țara ta azi îi mari dureri. Coboară la noi că dreptate atinșeri în țara ta azi îi mari dureri. Auziți, da, doamna Margareta Clipa? Da. Băi, eu... Că sunteți acolo, în Bucovina, sunteți, da, prietene? Suntem. Nu suntem prieteni. Cum nu sunteți? Cu doamna Margareta? Să fim prietene, dar nu, nu știu. E o femeie foarte dificilă. Doamna Margareta? Da, foarte dificilă. Ea critică pe fiecare, nimeni nu este artist, toți au defecte, ea e plină de calitate. V-a criticat pe dumneavoastră? Doamne, dar ce mi-a făcut la ansamblu? Nu cred așa da, ceva. Da, pe cuvânt, a spus la ansamblu că, că ce zile a dus cu mine acolo. Eu n-am avut niciodată niciun conflict cu ea. Nu cred așa pe ceva. Pe cuvânt, da. N-am avut niciun conflict, niciodată. Și nu știu de ce. Și de ce credeți? Dar nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg. Îi spunea la, la redactor, la, la ăsta, redactorul folcloric de acolo, redactorul muzical, pardon, zice că eu o chemat-o la spectacol și aia s-o iei la bataie. Margareta pe, pe tipa respectivă nu de la cred. Ansamblu, pe cuvânt. Ce? Ce tot o luați pe Laura? Ce tot atâta? Că eu sunt mai bună, eu răcnesc și-i dădeac prosopul. Nu cred așa. Pe cuvânt de onoare. Doamna Margareta... Acum, acum, dragă, da, eu nu ți-am făcut niciodată niciun rău, nu am treabă cu tine. Măi, nu, nu critica pe toată lumea și nu, nu fi narcisistă, măi. Că nu, dai în alte... Auziți, dar eu vă da. Mai întreb ceva. Pentru că a ajuns Sorin din nou managerul ansamblului Ciprian Porumbescu, ea și-o dat demisie. Păi ce, ce-i asta? Aș avea, doamne, bani grei, aș baga ciudan femeie, măi, măi. Și aș fi cum elinus, mândră și cu capul în sus, măi, măi. Auziți, vă întreb da, ceva. Nu. Dacă cu doamna Margareta Clipa sau cu Laura Haidău, cu Lorena, ați vorbit așa față în față sau la telefon? Măi, fata, ai zis asta, n-ai zis asta? Nu, nu. Nu, dar n-am eu, de exemplu, vă dau, acum vă spun cum aș face eu. Eu dacă aud ceva, da, dacă, de exemplu, colega mea Lavinia Furtună spune despre mine nu știu ce, eu nu ascult ce mi... Știți că e urechea care ascultă. Mă duc la Lavinia, sora mea, ai vorbit ceva de mine? Și am spune da sau nu. Adică nu... Eu așa cred că ar trebui să faceți. Să vorbiți cu doamna Margareta Clipa. Măi, păi noi am vorbit. Doamna Margareta. Măi, noi vorbiți, am vorbit cum, la ansamblu. Da. Cum, cum să-i spun doamnă? Păi ia să-mi spună mie doamnă, că eu sunt mai mare. Da. Deci cum da. Vă spuneți una eu celelalte? Eu să-i spun doamnă. Cum îmi sp- cred că cum îmi spun ei, îți dai seama că și la Laura Lavri. Da, da, precis. Margareta Clipa. Da, da, da. Eu sau n-am... Clipa cu Lavri, adică și da, sună da, frumos. Eu n-am avut. Măi, tași din gură să vorbesc. Eu n-am avut niciodată niciun conflict cu ea. Niciodată. Numai n-a putut, n-a putut să, să mă suporte nici pe mine, nici pe Sofia, nici pe nimeni. Eu n-am pomenit așa ceva. Măi, Margareta, și cu tine, măi. Păi dacă am luat noi prin telefon și am vorbit cu ea. Nu vreau să... Ce să vorbesc? Da. Am încercat să vorbim, să fim... Și... Consider că ar trebui să vorbiți cu, și cu Laura Haidău, și cu Margareta Clipa, și cu Lorena. N-am. Nu, să le întrebați, mă, ați spus așa despre mine? Dar că nu poate... mă interesează să fac anchetă. Nu, dar nu mă interesează. Sunt și mulți, sunt da, mulți. Dar nu mă interesează, măi, care... vorbiți. Auzi, în pomul cu roade se dă cu pietre și cu vorbe. Da-ți bătai, bate tigaia cât vrei și tu știți cu steagă. Știți că dragă. Băi, nu, eu, dar nu mă interesează, dar nu mă interesează. Adică eu nu vreau să, nu vreau să am, eu nu am avut nicio ceartă cu aceste persoane și nu vreau să am. Ce, dar dacă, dacă m-ai întrebat, am vrut terț, să spun adevărul. Dacă a fost un terț care a băgat vorbe între nu dumneavoastră. Nu, aia au băgat. Păi cum dacă o spus la... Dacă, păi de exemplu... Dar eu... cum să bagi vorbe dacă eu nu m-am întâlnit cu, cu Lorena asta niciodată și da, nu ne-am intersectat în niciun spectacol? Cum și-a permis ea să spun la televizor câți fața arnică? Da, de ce? Da, poate la ansambluri acolo, pe la dumneavoastră a venit cineva din, din ansamblu și a zis despre Margareta Clipa și dumneavoastră ați crezut. Dar nu, nu mai bine stați de vorbă? Lasă-o așa că nu pot să le spun. Eu vreau să-mi fac pe toate lumea. Mie îmi place lumea să fie fericită. Lasă, măi, nu mai, lasă, lasă, că asta bine, doresc, e bine așa, e bine așa. Spor la vorbe. Nici nu mă interesează. Știți că vă spor iubesc. La vorbe. Spor la vorbe. Auzi, avea taică. E Dan Dopoș, în spate să le spunem. Da. Și taică mi-a spus, am venit eu mă dat înăcăjită de tot așa, din niște vorbi, când aveam eu la ansamblu, la Rapsozii Botoșanilor. Și înăcăjită, da, taică mi-a Dumnezeu să-l ierte. Om de la țară, om de sat. Laurică. Să și înăcăjită că n-ai și grăită, că atunci înseamnă că nu reprezintă. Așa, e bine. Așa varianta asta îmi place. La treabă.
da, grăiți. Din gură, că eu cu voi nu am ce discuta. Ci doar aici, fiind întrebată, și ăsta o sta pe capul meu și atât am scormonit, până m-a făcut să spun adevărul. Și l-am spus. Ăsta e adevărul. Gata. Dumneavoastră sunteți un om bun. Da. Și eu cred că într-o zi, când o să vă întâlniți așa la masă, și cu Margareta Clipa, și cu Laura Haidău, și cu Lorena, și cu oricine... Da, chiar cu Laura n-am nimic, numai... Mai, a început să cânte odată pe casetă, auzi un cântec ăla... rusesc, măi, unul, dar de mare popularitate. Care? Măi, Ociciorna, Dani. Ociciorne. Vedeți, măi, ducă-sa. Măi, băi, Laura. Ce a făcut cu Ociciorna? L-a umplut de sânge pe Ociciorna asta, l-a ninorocit. Nu cred așa. Au, pe cuvântul meu. O exista pe YouTube? Păi nu venea să cred pe cuvântul meu. Ociciorne, oci strasne, oci žgucie i prekrasne. Как люблю я вас, как боюсь я вас. Знать увидели вас я в недобрый час. Мои очи черные. Tu faci ochii ciorni și din folclor și acum te-ai băgat la ăsta, la folclor. Haideți, doamna Laura, să fii bun. Vă mulțumim tare mult. Acum probabil că cine o să asculte și să spune, uite ce răutăceasă, nu-s răutăceasă. V-ați eliberat dar sufletul. Dar nu pot, mă, l-am în gușă aici adevărul și nu pot, mă, până nu-i dau drumul. Ce să fel. Fac, mă? Trebuie dacă să considerați că ăsta e un defect, ăsta e defectul meu, nu vă supărați pe mine, asta e situația. Nu ne supărăm și cu siguranță nici doamna Margareta Clipa, nici Lorena, nici Laura Haidău. Păi eu vreau să vedem aici cum vă înțelegeți, cum vă împac. Vă mulțumim, doamna Laura, la vă iubim. N-am nimic cu niciuna, făceți-vă treaba, nu mă las. Hai, este loc pentru fiecare, tăceți din gură. Doamne ajută, vă pupăm să fiți iubită. Mulțumesc la fel. Să rămână.